Umbra. Și lumină. Plinuri și goluri. Bucovineanul simte frumusețea lemnului și lasă să vorbească așa, de la sine. O simplă rădăcină poate deveni un scaun, o masă, o lingură, o covată, un fluier. Pentru oamenii aceștia, natura face parte din sufletul lor, din ființa lor. Iar lemnul are valoarea unui frate pământean și divin în același timp. Pentru că el vine de la Dumnezeu și de la Sfântul Soare. Pentru bucovinean, munca este o problemă de virtute. Hărnicia, un mijloc de a ocupa un loc de prestigiu în ierarhia elitei sătești, iar cinstea, singura modalitate de a-l menține. Drept la suflet și la cumpăna dreptății, bucovineanul s-a dovedit un priceput și stăruitor agent de transformare și modelare a naturii în direcția sporirii resurselor ei naturale, îmbogățind-o cu ogoare, pășuni și fânețe, pe care le îngrijește din zi și până în noapte. Lucrul la pădure a fost și este încă ocupația de bază a locuitorilor din Carpații Nordici, dată fiind bogăția pădurilor de rășinoase și foioase. Prin tradiție, în Bucovina, bărbaților le revine stăpânirea prin muncă a pădurilor și a câmpului, în timp ce femeile au în grijă universul casnic și gospodăresc. Lucrul la pădure, butinăritul, avea ca scop principal valorificarea masei lemnoase. Tăiat la întâmplare sau așa de-a valma, cum se spune din partea locului. El este ales cu grijă sub îndrumarea meșterului și este tăiat cu tehnici bine cunoscute și rânduite așa
De când lumea? Din conviețuirea sa cu pădurea, bucovineanul și-a dezvoltat o adevărată știință a vieții lemnelor. El cunoaște bine fiecare specie și o folosește în funcție de tipul de construcție sau de lucrare căreia îi se potrivește. Butinăritul trebuie privit ca o ocupație sezonieră, coexistând în paralel cu celelalte munci gospodărești: aratul, semănatul, făcutul fânului, recoltatul cartofilor și al legumelor. Sezonul tăierii lemnului durează din octombrie până în aprilie. Concret, butinăritul presupune mai multe operațiuni: doborâtul copacilor, corhănitul, manipularea manuală a buștenilor pe terenuri în pantă, și țugăritul, transportul buștenilor pe terenuri întinse cu ajutorul cailor sau al boilor. Barda, fierăstrăul, țapinul și drimlăul sunt uneltele tradiționale ale celui care lucrează la pădure. Simple, dar de mare eficiență. Barda, barda! Fasonatul buștenilor, adică tăierea crengilor și a cioturilor cu toporul, cere multă îndemânare. În această fază, copacul era luat în seamă, cum se spune prin partea locului, de către unul dintre meșteri care îl cubicea, îl măsura cu circul, un compas de lemn cu deschidere de un metru. Cele mai complexe faze ale butinăritului, ce presupun multe cunoștințe, îndemânare și o deosebită atenție, sunt corhănitul și țugăritul. Lemnul era țugărit prin tragerea acestuia de către boi sau cai. În partea groasă, la capăt, meșterii înfigeau câte o pană cu ajutorul unui ciocan numit șlegăr sau putcă. Pentru ca butucii să nu lovească picioarele animalelor, era folosită tânjaua, care era legată cu un capăt de partea dinainte a hamului sau a jugului. Toporul nu este un obiect oarecare din inventarul gospodăriei tradiționale din Țara de Sus a Moldovei. El reprezintă o unealtă esențială, un element de viață, la fel ca apa și aerul. Pădurea i-a dăruit bucovineanului lemnul necesar pentru case și biserici, i-a dezvoltat ingeniozitatea și i-a modelat mâna pentru creații materiale necesare vieții: unelte de muncă, mijloace de transport, obiecte casnice și de artizanat. Dulgheritul este un vechi meșteșug ce necesita o serie de unelte pentru cioplirea lemnelor, în vederea construirii caselor și cunoștințe tehnice de îmbinare și înălțare. Lemnul brut,
desemnat a fi folosit la diferite tipuri de construcții, era pregătit cu mare atenție pentru a fi cioplit. Butucii pentru lucru erau așezați pe două capete. Prima operațiune era sfăruitul, însemnarea în lungul butucului a locului pe unde trebuia cioplit. Semnele se dau cu ajutorul unei sfori înmuiate într-un amestec de cărbune cu apă. Lemnul era cioplit pe două sau patru părți, mai întâi cu toporul, apoi era finisat cu barbă. La ridicarea caselor, bârnele se încheiau la colțuri stânește, când acestea ieșeau neregulat în afară, sau în mâglă, când erau retezate uniform pe toată înălțimea pereților. La casele bătrânești, bârnele rămâneau aparent la exterior. Se tencuia doar în jurul ferestrelor, iar în interior, pereții erau lipiți cu pământ și văruiți. Acoperișurile caselor erau în patru ape, învelite cu draniță sau șindrilă. Pentru confecționarea draniței, meșterii tăiau lemnul atunci când acesta dormea, adică în lunile decembrie și ianuarie, și numai pe lună plină, având credința că astfel nu va putrezi și nu va fi mâncat de cari. Cât e nevoie, pus-o în suc. Că până primăvară. Ușor de prelucrat și cu un aspect plăcut. Lemnul a constituit de-a lungul timpului suportul unei adevărate civilizații, care a dat naștere unor renumiți meșteri populari. Lemnul se lăsa dus în curțile unde se ridicau case noi sau se lăsa supus iscusinței meșterilor, care îl transformau în donițe, butoaie, cofe, linguri și instrumente muzicale. Întrucât gama produselor executate din lemn a fost întotdeauna prea vastă și diversificată ca să fie realizată numai de lemnari, din rândul acestora s-au desprins alte categorii de meșteri care și-au luat numele de la principalele obiecte obținute. Rotari, dogari, covătari, lingurari. Dogarii sunt cei care făceau doagele sau vasele din doage. Pe vremuri, în fiecare sat, existau câțiva astfel de meșteri care lucrau vase noi sau le reparau pe cele vechi. În Bucovina, meseria de dogar se învață din tată în fiu, fără a se trece însă printr-o perioadă de ucenicie. Pentru a obține doaga din lemn de brad, elementul de bază în confecționarea vaselor, meșterul lucrează cu o precizie matematică. Lemn din mălidie este aici. Mai folosim lemn de brad, de dud, de cireș, de orice esență folosim. Uneltele folosite sunt fierăstrăul, scaunul de tras doagele, cuțitoaia dreaptă sau încovoiată, gardinul și jilăul, iar tehnicile utilizate sunt cele tradiționale, geluitul și cioplirea doagelor,
legarea acestora în cercuri, crestarea și incizia. La încheierea vaselor de lemn, meșterul își va da seama dacă suprafețele doagelor au fost bine prelucrate. Dacă se îmbină perfect, ciubărul este bun. Rolul vaselor de lemn era atât decorativ cât și funcțional. Ele erau utilizate în transportul produselor, pentru depozitarea lichidelor, păstrarea alimentelor și fructelor, dar erau folosite și ca unități de măsură, mai ales la stână, când avea loc urcatul oilor la munte și se făcea măsura laptelui. Preocuparea pentru prelucrarea artistică a lemnului a devenit pentru bucovineni un mod de viață. Dintre produsele asupra cărora meșterii se apleacă cu o deosebită dibăcie, amintim lingurile cioplite din lemn de cireș, tei, nuc, prun, paltin și plop. Lingurile de diferite forme și dimensiuni se remarcă prin deosebita fantezie în ornamentarea cozilor. Linguri cu coadă dreaptă, gâtuită, profilată în formă de opturi simple sau duble, ornamentate cu crestături geometrice și zoomorfe. Lemnul a fost întrebuințat în mare măsură și la confecționarea uneltelor păstorești, bota, nelipsitul tovarăș al ciobanului, și inventarul de stână, găleți, cupe de mulți, recipiente pentru păstrarea laptelui. Bota ciobănească, un băț de circa un metru, un metru și ceva, de regulă cilindric, este exponentul îndemânării artistice a păstorului, a concepției lui despre viață. Cu lemnul nu poți lucra oricum. Îți trebuie răbdare și mult drag. Numai așa, spun bucovinenii, poți deveni un meșter bun. Meșterul lutier Panfil, în vârstă de 77 de ani,
a construit toată viața Vior, rămânând în permanență credincios uneltelor și tehnicilor moștenite din bătrâni. Bună, e trebuie să aibă adâncimea burdufului de 15 mm. De aici după și pui ceva, după așa, adâncimea aici de 15 mm. Și secretul ei, cu cât e mai ușoară, trebuie atât de subțire făcută, ca ea să aibă 275 grame, ea cu complex făcută, gâtul, fără strune, cuie și acordar. O lingură, o covată, toate acestea reprezintă imaginea universului de gândire și sensibilitate al oamenilor de pe aceste meleaguri. Ladă de zestre. Câte nevoi și bucurii. Un bucium. Sunt mărturii ale modului în care bucovinenii au știut să făurească în lemn gândurile, năzuințele, întreaga lor viață.